Domnul Gâdei, a zis că vreți să vă pronunțați pe foarte multe subiecte dintre cele enunțate în această seară. Vă rog, uitați, o să încerc să fiu cât mai succint în întrebări, să nu mai incomodez interlocutorii. Eu îmi căutam o postare din 8 august și în toate intervențiile mele televizate, atunci când discutam despre acest caz care a fost de o emoție deosebită în spațiu public, și mi-aduc aminte cum focile, cum colegii mulți de la PNL urlau din toți plămânii spunând demisia Rafila, demisia Rafila, demisia Rafila. Iată că actul de justiție se înfăptuiește, iată că tot ceea ce în spațiu public părea atunci de neconceput pare să se limpezească. În continuare așteptăm finalul acestei grozăvii să vedem cum se închide. Da, poate aș fi vrut să văd și din partea ministrei justiției la momentul ăsta nu doar filmulețe cu TikTok că am mai prins un host de buzunare pe nu știu țară și l-am adus înapoi, ci poate să dea niște explicații pe măsura furiei cu care atacau Ministerul Sănătății și pe Ministrul Sănătății la momentul declanșării acestui groaznic scandal. Lucrurile, sper să se limpezească, actul medical nu este matematică, am încredere de plină în medici, în asistente, în infirmierele din sistemul medical românesc. E drept că nu există pădure fără uscături, dar totuși, faptul cum a fost tesută această poveste, mie de la început mi-a dat de gândit și postarea din 8 august pe care am avut-o pare să-și fi găsit în sfârșit înțelesul.